Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni! Warbringer aici, mă întorc cu meciul 3 din Platinum. Deci, fraților, omul ăsta m-a terminat psihic, fizic. Toate meciurile sunt de 30 plus minute. Deci 30 plus minute. Mare bandit. Da, bine, Burner, el vrea să facă un pic de blogging pe aici în StarCraft 2. Spune lui ăsta ce-o mâncat, faptul că e primul lui meci. Moody răspunde că e al treilea meci pentru el. Și harta este Tal Darim, Altar. Partida este un TVZ. Am urmărit un TVZ și când a jucat Moody în Gold. Iar acum este în Platinum. Deci o ligă care are mai multe pretenții de la jucătorii de acolo. Și vom vedea exact ce va putea să facă Moody versus acest Burner. Numele îmi sună bine și cred că o să fie o luptă pe cinste. Așa am eu sentimentul ăsta, nu m-am uitat la replays, prieteni. Și chiar nu m-am uitat la ele. Dar când dădeam drumul să le fac cast, mă uitam la ce durat au. Și prima chestie care m-a frapat a fost că acel replay din Silver a fost 44 de minute. 44 de minute, prieteni, a trebuit să ne uităm împreună la meciul ăla. Haideți să nu fim răi și să vedem ce se întâmplă în aceste ultimele două meciuri. Deci ăsta e Platinum și mai există unul de Diamond. Așa că meciul ăsta ar trebui să fie foarte ok, foarte bune. Așa vreau de idei. Băi, fraților, mulțumesc tuturor celor care s-au mulțumit tuturor celor care ne-au ajutat și au ascultat sfatul ăla că orice chestie care o cumpărați pe tu ai avansat, frate, uitați ce face aici. Își face all-in cu acest command center, da? Deci vorba de gaz, merge command center first și pentru că este și harta asta atât de mare, identifică și poziția zergului, spune why the hell not, mai ales că vede și faptul că burner se extinde la rândul său. Da, deci să continui cu mesajul. Mulțumesc tuturor celor care ați cumpărat de pe EMAG, indiferent că au fost o pereche de căști, boxe și așa mai departe, ăia 3% din valoarea produsului ni-ați donat nouă, deci încă o dată mulțumirile și felicitările noastre, să vă dea Dumnezeu sănătate. În continuare vedem aici un pic de Speedy Gonzales între acest SCV care, din păcate, Moody, să mă rog, pathing-ul permite acestei drone să obțină kill-ul. Kills un predator. Este această dronă, ăsta ce? Mă, tot predator și ăștia. Oh, gata. Măcar dacă moară un SCV să primească ceva Predator Supreme sau chestii de gen. Bun, în baza lui Moody, în curând command center-ul se termină și baraca. Două bărăci acum din partea jucătorului Teran. Ția și gazul. Nu știu, Dumnezeu se trage afară cu petarde, fraților, nu este încă Crăciunul și ca să nu mai vorbesc de Revelion. Sper că nu se aude pe caz faptul că ea pușcă pe aici tot ce prind. Și în momentul în care acest command center se termină, baraca se termină, double upgrades la orbital command și barăci. Trei barăci momentan din partea lui Moody. Dacă vă întrebați de ce face trei barăci, păi important este să poată să-și apere expand-ul sau mă gândesc că la un moment dat o să-și ridice acest expand. Mi-ar fi plăcut să-l văd că va putea să construiască un bunker aici în momentul în care, exact, uitați și bunkerul, dar repet, tot timpul trebuie să fii cu un pas înainte, dacă știi că o să te extinzi aici, fă-ți bunkerul ăsta înainte de a se termina command center-ul. Și din aceste trei barăci va putea să producă destul de multe trupe pentru a se apăra. Îl vedem pe domnul Burner cu două spinecrawlere poziționate aici. Overlord-ul ăsta va fi împins, să vedem dacă va reuși să-l apere domnul Zerg, se pare că da, sau mai vin trei mărini și Moody. Mare păcat, drona asta intră în baza terană și vede exact ce se întâmplă. Se află că sunt trei barăci, faptul că este și acest factory, nu s-a luat decât un singur gaz. Și ia uitați, Moody începe iar să facă acest wall, și anume supply-uri, să nu permită zerglingilor să intre aici. Va mai trebui să construiască ceva și în această zonă. Și până la urmă această dronă cade. Cam atât momentan. Un meci de
de macro va fi ăsta, sper, pentru că cei doi ne arată clar faptul că vor dori să... Ba, nu. Zergul ne arată că se produc 12 zărginci. Și pentru moment am crezut că se aude zgomotul ăla de la Bane Lynch. Haideți să vedem exact ce clădire are. Ia uitați, și benignest aici. Sunt curios să văd ce va încerca să obțină domnul Burner. În curând Metabolic Boost-ul se va termina. Și Moody continuă să-și facă wall-ul exact așa cum v-am spus. Și vedem aici reactor de pe acest factory. Încă unul pentru aceste... un reactor pentru aceste barăci și un tech lab. Tech lab-ul ăsta va permite începerea upgrade-ului la Steam. Sper că la Steam. Și Engineering Bay aici, Moody tot timpul foarte bine cu acest Engineering Bay. Upgrade-urile ați văzut în toate meciurile și a făcut upgrade-urile maxime la trupele de infanterie. Nu au avut aceeași chestie la trupele, să zic așa, unitățile mecanice din partea terană. Uite, am înțeles, eu nu este un fan foarte mare ale lor, așa cum este Schwartz. Din ce am mai citit eu pe site pe acolo, se pare că este o polemică între Moody și Schwartz, între ce anume ar trebui folosit din partea teranului și dacă să se meargă pe bio sau să se meargă pe mech. Polemica asta, vă invit să luați parte și voi dacă aveți experiență cu bio sau mech. Să dați părerea, overall-ul ăsta o să vadă factory-ul care este trimis la scouting. Și se pare că Moody va merge bio. Bio. Nu știu ce să zic. Eu în principiu doresc să ajung la o componență de armată Marines, Siege Tanks, Medivacs, Thor. Dacă voi vedea cei sau acele mute Sporcrawler aici din partea zergului. Deci băiatul ăsta se pregătește să-și apere cu tot ceea ce se poate. Este un zerg care nu prea... nu prea se plimbă peste tot, da? Deci probabil că Moody se putea extinde și aici sau și aici. Din păcate pentru Burner nu știe el prea multe. Spira pe drum și acest centrifugal hooks pentru acei Banelings începe să fie cercetat. Stimul de-abia acum pentru Moody. Și supply blocked un pic stimabilul nostru teran. Dar să vedem ce va ieși. Nu știu, nu sunt de acord deloc cu bio-ul ăsta versus zerg. și nu știu, dacă Burner ar fi făcut un pic de scouting, mă rog, a văzut cele trei barăci. Clar, se merge pe acei infestori, nici nu mai stai să te gândești. Nu, el merge pe această spiră. Având în vedere că nu există siege tank-uri din partea lui Moody, acei infestori cu fungal growth ar fi putut să închidă meciul extraordinar de repede. Dar zergul își complică singur viața și cu spira asta și mai ales simplu fapt că Moody are pur mărini care vor avea și stimul în curând, mutele alea săracele o să cam aibă de suferit. Factory-ul ăsta, treabă bună făcută cu el până acum și... când mai vezi, pun pauză, când mai vezi tu teranul să-ți facă scouting într-un TVZ cu acest factory? De obicei, indicația asta, că factory-ul este folosit la scouting, automat îți atrage atenția că teranul merge pe bio. Și dacă vezi chestia asta, fă infestorii aia, pentru că o să spală rău mai târziu. Dăm drumul mai departe. Ok, haideți să vedem un pic și ce unități au cei doi. 36 de marini, SCV-uri foarte bun. Deci Moody și-a îmbunătățit... producția de SCV-uri într-una produce, deci l-a luat și pe zerg. Și momentan sunt 39 de mărim, 4 medivacul versus 38 de zărvin și 4 bainici. În momentul în care, da, spira aia s-a terminat, avem și Nidus Network din partea lui Burner. Pun un pic pauză, singura chestie care nu-mi place la Moody e că nu face hărez. Deci nu am văzut, cred că, niciun match hărez din ăla la greu. În meciul 2 am văzut un medive care a făcut un drop și după aia s-a plictisit. Chestia asta cu statul, strânsul de unități și de-abia după aia să ieși, nu știu, chiar nu sunt de acord cu stilul ăsta. O să încerc și o să mă reapuc să joc și să vă mai aduc niște replays. Am spus că de sărbători voi avea timpul necesar. Asta înseamnă că nu veți mai avea casturi de sărbători. Ce? Nu mai sunt casturi, să te ia dracu, nu te pui să te joci. Fă-ne casturi! Bă, frate, dar mai vreau și eu să joc, bă, de... Băi!
casturi. Tu te joci, nu știu, noaptea, când noi dormim. Aha. Dăm drumul mai departe la replay. Ăsta e nebun, mă, deci ăsta face niște casturi, ăsta e nebun. Da, mi-a scris cineva acolo că se distrează copios când se uită la casturile astea. Și mă bucur să aud treaba asta. De obicei îmi place să mai bag o glumă, o dumă, ceva, să nu pur și simplu să comentez că avem X pe mii de mărini pe hartă și se mută acum cu trupele, zergul se extinde. Mai trebuie băgată și o glumă, pentru că StarCraft-ul câteodată poate să fie foarte, cum să zic eu, plictisitor. Ăsta e adevărul, mai ales dacă sunt jucători care joacă foarte turtle, da? Deci turtle mode, așa cum este și zergul ăsta, și Moody joacă, nu știu, mai pasiv, ca să-i spun așa. Drona asta se duce ea să se extindă și vede drop-ul. Haideți să vedem ce va reuși să facă Moody cu acest drop. Important, poziționa... A pus pauză Moody. Și, da, bună treabă cu ridicarea în acest medivec. Frumos, îmi place ce văd. Queen-ul o să vină să împingă aceste medivecuri. Și Moody, what the fuck, man? Aici n-am înțeles-o. Deci, pe cuvântul meu că n-am înțeles ce-am făcut. Pur și simplu a pierdut mărinea complet gratuit. Deci știa că sunt atâtea trupe, zergul, doar nu era idiot să plece și... alt drop aici! Tocmai spuneam de faptul că am văzut multe dropuri și uitați că Moody ne satisface cu ele, însă treaba asta de aici n-am, deloc. Helioane aici de pe acest factory, frumos, dar momentan nu sunt încă băgate în luptă. Zergul și acel de-al treilea expand, iar Moody continuă să rămână doar pe expandul ăsta de la naturală, deși a distrus rocile, minerale. Există, din plin. Și mutele lui Burner sunt pe hartă. Ia să vedem câte sunt, 8 deocamdată. Și ce Dumnezeu, pun un pic pauză. Cum Dumnezeu să aibă zerg cu 32 de drone și teranul 62? Păi normal, ăsta nu produce decât zerglinci. A uitat că mai trebuie să facă și drone. Moody a omorât 28 de unități. Când Dumnezeu a omorât, frate, 28 de drone? Aici, cu dropul ăla. Cred că aici, cu dropul ăla, a făcut damage-ul ăla. Pentru că aici, la ăsta, nu cred. A fost zergul prezent. Deci doar aici îmi explic pierderea acestor muncitori. 28 de worker skill din partea lui Moody. Haideți să ne întoarcem la replay. Mutele vor încerca să egaleze situația asta la workers, însă Moody pregătit 3 turete aici, da? Deci ați văzut că de la o turetă poziționată a ajuns la 3. În meciurile anterioare făcea câte o singură turetă maxim, da? Acum a avut 3. Și dacă numărul ăsta de mute o să crească, sunt convins că Moody va mai adăuga niște turete. Din păcate pentru Burner, el vine aici, în schimb, dacă ar fi continuat să intre în baza teranului, ar fi văzut că există o singură turetă, putea să o distrugă cu mutele alea și să lucreze la linia asta de minerale. Din păcate, zergul nu face asta. Și... Helioanele astea au un kill, două kill-uri. Da, deci cu dropul ăla de mărin s-a făcut damage-ul acela enorm la... Da, acum sunt 31 de muncitori, deci am omorât 3 Moody. Și... nici vorbă de infestori. Deci nici vorbă de infestori la chestia asta. Pauză. Deci în momentul în care vedeți așa ceva la propriul vostru expand, e timpul să vă extindeți. Da, deci este supra-saturat aici. Supra-saturat. Ca să nu zic că și aici este la fel. Și Moody ar cam trebui să facă treaba asta, repet, și-a distrus rocile, dar nu știu, ori a uitat, ori nu se simțea safe destul pentru a ieși pe hartă cu acel expand. Da, haideți să dăm drum mai departe. Pe bara de producție, upgrade-urile cu care Moody deja ne-a obișnuit, 2-2. Combat Shield-ul în curând se va termina. Și... acest Command Center va ateriza, după cum ne spuneam,
se pare că Moody mi-a luat-o înainte, n-am văzut când s-au construit astea. Și teranul se extinde, are 1, 2, 3, 1, 2, 3, este pe același număr de expenduri cu, cu zergul, însă damage-ul pe care l-a făcut economiei lui Burner, priceless. Și acum multele astea descoperă acest factory, dar cred că m-ai zburat pe aici. Și nu, Moody, degeaba, e șahmat la fata asta, am să can. oh, Nidus, Nidus Swarm, unde naiba e Nidus Swarm-ul ăla? Aici, mare atenție, prieteni, mare atenție, Nidus Swarm, vin mărinii și, da, nicio șansă, pe fază, Moody. Pe fază, Moody. Mamă, ce foame mie, chiar e mațele de foame. Foarte lungi meciurile astea, Moody. Să nu te mai prind că trimiți meciuri din astea. Zici că joacă ăla, cum îl cheamă? Hasu Ops cu Kawaii Rice. Nu mai fac meciuri din alea. Deci te rog eu frumos, mai vrei replay-uri să fie castate, trimite maxim 20 de minute. Maxim 20 de minute, nu mă mai chinui cu din astea care depășesc jumătate de oră pentru numele lui Dumnezeu. Și măcar dacă ar fi o acțiune din aia într-una, constantă, nu, sunt puseuri din alea în care se omoară și după aia nu se mai întâmplă nimic. Replay-ul din Platinum, țin să vă adun ca aminte, Moody este maxed, 196, bine, mai 4 unități poate să facă, da. Hai, my friend, dar ești pe hard odată. Și pun pauză iară. Știi că te extins, știi că sunt mute, fă sturete. Dau drum mai departe. Și uitați-l pe burner ăsta, mă, frate. Hai, mă, tată, intră cu ele acolo, că nu te costă nimic. Și vede că se minează. Oh, da, într-un final. Va pierde, Moody, ceva unități, hai să vedem. Nu. Hei, du-te după alea, că după astea oricum te poți întoarce să le distrugi. Da, și aici măcel. Măcel cu acești mărini care au 3-3, cred că. Ba nu, 2-2 deocamdată. O să aibă în curând 3-3. Și deja pentru zerg era GG. Vin acești zerglin. Ho-ho-ho! Iarăși, fără siege pe tank. Dar... învinge acolo, Moody. Învinge. 76 de zărgniși pentru Burn și Greater Spire pe drum, dar, come on, chiar nu mai... Și nu înțeleg faza asta cu medivecurile. Mai mare grijă cu ele. Frumos să ieși tankul ăsta. Marinii vor, pur și simplu vor oblitera cam tot ce înseamnă zărglin, spinecrawler și așa mai departe. Siege tankul ăsta scos din siege ar fi fost frumos. Și aștept GG-ul din minut în minut, pentru că nu știu ce mai poate să facă individul ăsta. Urcă-i în medivecuri! Erau mutele aici. Da, și... toate trupele terane o să fie distruse, însă... Moody și-a făcut treaba, a distrus câte... A distrus acest hatchery, care era unul crucial pentru Zerg. Și... iar o căruță de zerglin și așa mai departe. Iar individul ăsta continuă să rămână în meci. Probabil că nu-și dă seama cât de în față este teranul ca și supplier 155 la 88. Vedem și un Marauder aici. Sincer, nu-mi dau seama pentru ce. Nu există roaches, nu există acei ultraliști și cred că rally point greșit pus de către Moody. Probabil că aici, haide să vedem. Ia, unde? Ba nu, aici era. Nu pot să-mi dau seama. Mai are un starport. Da. Și dacă o faci o treabă bună, Moody este... Doamne, că nu mai pot să vorbesc. Nici nu vreau să fiu rătăcios, dar meciurile astea destul de plictisitoare. Am crezut că o să avem parte de ceva spectacol în ele. Nu prea este spectacol. Și vreau să spun că dacă Moody face o treabă bună, e că întotdeauna își protejează aceste expenduri. Foarte multă energie pe acest orbital. Foarte multă energie și pe ăsta. Și pe ăsta. Deci, nu știu de ce le mai ține. Ar că am trebuit să se dea cu miulii aia.
Și acum unități pe hartă sunt 25 de Baelings, 9 mute, 37 de Zerglings versus, ia uitați aici, 87 de SCV-uri, 41 de drone, 75 de mărini, 5 tank-uri, deci... Come on, my friend. Și iară pun pauză, deci chestia asta eu nu înțeleg. Bine, acum oricum mergea la atac și de-aia nu putea să le pună în siege, dar de obicei și cât este în proximitatea bazei zărgului, Moody nu prea își folosește tankurile astea în siege. E crucial să le ai în siege, mai ales pentru acești Baelings care au și centrifugal hooks. Haideți să vedem exact ce se întâmplă, da, armata terană obliterată, se pun aceste siege tank-uri în siege, sau mă rog, unul, dar sunt pur și simplu prea mulți mărini și toate mutele alea obliterate instantaneu. Ca și economie, ia uitați câți bani are Moody, 4000 și ceva versus 100 și ceva acolo cenți din partea zergului și continuă individul ăsta să rămână în match. Iar eu, ca și Tran, sincer, acum m-aș fi extins. Da, pe bune. M-aș fi extins. Aici. Aici. Și în continuare aș fi adăugat barăci. Nu-mi place faptul că este foarte multă energie pe... Și iarăși. Pun iarăși pauză. De fiecare dată când te duci să atași zergul, dă-i un scan, distruge creep-tumorurile astea, pune tankurile în siege. Și așa, încet, încet, nu intra pe creep. Fără să distrugi aceste cryptumors, pentru că... Hai mă... Zergul știe, deci pe creep știe exact ce se întâmplă, știe, e un fel de map hack, asta e ideea, deci... Distruge-le, ce te costă? Ai la... Și, măcar dacă n-ar fi avut de scan, deci aș mai fi zis. Deci dacă n-ar fi avut de scan, aș mai fi zis. Ia uitați aici. Deci asta e o greșeală destul de mare din partea lui Moody. Prea târziu cu acest siege tank, și acum zergul va putea să adune toate rămășițele terane, sau să zic așa, toate reinforcement-urile care vor veni din partea lui Moody. Și dacă ar fi ăsta Company of Heroes, Moody ar fi pierdut acum. Dar nu este Company of Heroes, hai să vedem ce se întâmplă. 53 de lucrători am văzut de către Moody. 53 de lucrători. Și normal, pentru că are economia pe care o are, va putea să-și refacă trupele destul de repede. SCV-urile astea nu mai minează deloc. Se începe construcția la acest command center. Sau mă rog, acele SCV-uri au fost trase de la minerale și acum vor fi readuse acolo. Și dacă ar fi înaintat mai bine, Moody putea să închidă meciul ăsta de mult. De foarte mult timp. Suntem în minutul 27, prieteni. Deci în minutul 27 și încă zergul rezistă. Da, Coafura încă rezistă. Oh, Doamne, ce aici. Nu știu, aș vrea odată să văd un push din ăla gândit perfect, trimis un helion ceva în față, e păcat, ați văzut cât de mult vă ajută helioanele alea, le trimiteți în față, vedeți exact ce vă așteaptă și atunci știți cum să poziționați acele siege tank-uri și mărinii. Fără helioanele alea, de câte ori l-a respins zero, cred că de 2 sau de 3 ori. A prins toată armata terană, fără siege, Baelingii au putut să facă un damage extraordinar de mare. Dacă Zergul ar fi avut economia, sau măcar Moody n-ar fi distrus acest hatchery, ar fi fost din nou în match Zergul. Că Raptor, pentru a putea să-i transforme în Broodlords, nu știu ce să zic. Baelingii ăștia cu Zerglingii și acei mărini, nu știu. Un tech path destul de bun din partea lui Burner, însă nu are economia de care ar trebui să dispună pentru acei Broodlords. Vedeți că face un singur Broodlord și da, aici se dă cancel, nicio șansă. Moody va încerca să facă tot posibil pentru a opri orice tentativă de revenire în match-a Zergului. Acest command center mă gândesc că o să-l fac într-un pun un pic pauză într-un Planetary Fortress și asta trebuie să vedeți, deci cu cât este mai îndepărtat acest command center, cu atât e mai important să îl puteți apăra. De apărat în această poziție puteți să o faceți foarte ușor cu acest Planetary Fortress. Deci asta trebuie să învățați. Dacă aveți expansion-uri în proximitatea bazei,
E bine câteodată să și riscați să mergeți pe acel orbital pentru că vă dă energie pentru miul și automat economie mai bună. Dacă sunteți în urmă puteți să chemați 5-6 miul și atunci să vedeți că income-ul începe să fie egal cu cel al oponentului. Dar în zone de genul ăsta foarte îndepărtate de baza voastră e ideal să faci acest command center, să-l faci ca și Planetary Fortress. Hai să dăm drumul la acest replay care nu se mai termină. Moody o să plece pentru 11.000. Da, acum se dă un steam interesant, dar vreau să văd dacă dă scanul aici. Ia punem un pic pauză. Pauză. Nu știu. Scan pentru a se scăpa de aceste cryptumors. Scan. Și după ce arată zergului că atacă, astea trebuia deja să fie în siege. Acum, așa. Da, dar nici zergul nu mai are clip acum, uitați, Moody este maxed. Psiștencule astea un pic mai în față. Și încă aștept să văd acel GG, pentru Dumnezeu, GG frate, Burner, dă GG-ul. Vin acești Broodlords 4 la număr și Moody ar cam trebui să plece de acolo și să înceapă producția de vikingi, dar din păcate are acum supply să facă niște vikingi. Așa, sistemcule astea, nu știu dacă o să apuce să scape. Unul a căzut. Acest command center încă nu este upgrade-uit la Planetary. Și aici Dumnezeu se construiește starporturi. Pac. Câte Dumnezeu? 6 starporturi. Dar Moody ce știe? Are aici chestii care să-i arate dacă zergul se extinde. Treabă bună. Și sincer nu știu ce să vă povestesc. Aștept să se termine meciul. Și zergul ăsta extraordinar de încăpățânat. Eu sunt de acord cu hai că se joacă până la ultima șansă, dar mă gândesc că e conștient că Moody n-a stat să se uite la stele și s-a extins în tot acest timp. În spatele acestei tentative de agresiune cu Broodlords ăștia o să încerce să se extindă aici. Dar ce face Moody pentru noi? 69 de mărini are. 17 medivecuri. Și na. Asta n-am înțeles de ce ai făcut orbital, sincer acum. Ești la atât de la așa o depărtare de baza principală și tu faci un orbital. Dacă ăsta te descoperă, n-ai nicio șansă să scapi cu ea. Da. Habar n-am. Haideți să ne întoarcem la meci, se pare că se va termina în curând. Da. La câți mărini avea Steam și inși acești Baning split relativ frumos și Burner iese vânz de AGG-ul după ce că ne-a pierdut și nouă timpul, i-a pierdut și timpul lui Moody, nici GG nu dă. Vă rog, ăștia sunii, ce să faci, n-o mai lungesc, ăsta a fost meciul din Platinum și ne dreptăm cu pași foarte rapizi spre ultimul meci, cel din Diamond. Până atunci însă, Warbringer vă salută, ciao!